Pentru experiența minunată din prima serie a acceleratorului. Deci am făcut contact cu niște persoane minunate în acest proiect, colegii noștri, voi, cum l-ați organizat. Persoanele care ne-au prezentat activitățile și tot ce am aflat nou, am prezentat mai departe la colegi și am fost dornică să aflu și mai multe, având certitudinea că voi puteți să ne oferiți aceste lucruri. Elena ne-a promis niște activități pe care le-a și realizat, mai ales în partea psihopedagogică. Deci, pe lângă partea științifică, care am făcut-o și în prima ediție și în cea de-a doua ediție, am sperat și a reușit să fac acest lucru, din punct de vedere psihopedagogic, să ne ajute să realizăm activități mai bune la clasă. Nu numai științific, repet, ci și din punct de vedere al pedagogiei, al dirigenției, al menajării, al gestionării situațiilor de la clasă. Sigur, aș încerca să trec, să pun mai multă responsabilitate pe copii. Deci, să nu mai fiu neapărat numai eu cel pilonul central. Adică să-i las pe ei să descopere mai mult, să-i las pe ei să facă mai multe proiecte, să renunț un pic la acel stil de predare-învățare clasic. Deci să mergem spre această posibilitate de ca copiii, elevii, să descopere singuri mai mult și astfel în viață să-și dorească tot timpul să descopere mai mult și să se descurce singuri. Comunicare. Să știe să-și ia deciziile proprii, să aibă încredere în deciziile pe care le ia, să știe că dacă greșește poate să o ia de la capăt și să aibă puterea să o ia de la capăt. Ambiție și dorință de reușit. Sincer, deci lăsând deoparte partea științifică, tot ce am făcut pe partea de psihologie a elevului, pentru că tot o să am o clasă, poate de la copii mici de a 5-a, tot ce am făcut aici, abia aștept să aplic la copii. Deci să tratez altfel, să gestionez altfel situațiile între ei, să încep să-i formez ca un colectiv altfel încă de când sunt mici de la clasa a 5-a. Greșeli poate pe care le-am făcut în trecut, în gestionarea situațiilor, poate nu le voi mai face acum și voi ști să le gestionez mai bine. Cum să învețe să ajute între ei, cum să învețe să se înțeleagă între ei. Deci activitățile de aici, deci nu de comunicare, ci de acceptarea celui de lângă tine, cu bune, cu rele, să fie mai toleranți și să se ajute între ei. Deci, lucru care le cam lipsește în ziua de azi elevilor noștri. Sunt mai reci, sunt mai duri, sunt mai răutăcioși între ei. Sper să-i scot din această situație conflictuală, care e, din păcate, tot mai des întâlnită în ziua de azi. Deci, fiecare a adus un plus de valoare. Nu pot să spun că a fost o activitate care nu mi-a plăcut. Deci, am fost atât de ancorați în fiecare activitate și atât de încântați de cum au fost realizate și faptul că le putem folosi în pe viitor, încât nu pot să zic că e una mai bună decât cealaltă. Toți și-au dat interesul, toți au fost amabili și drăguți și ne-au explicat și din punct de vedere științific și al situațiilor, cât, nu știu, toate mi-au plăcut. Deci experiența pe care am căpătat-o eu, sper să le transmit și lor. Deci, repet, pot să spun că am să le duc din punct de vedere științific. Să-i sfătuiesc cum să-și aleagă cariera în domeniul informaticii și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze pentru aceste noi joburi în domeniul informaticii.
Pentru că noi le povestim, le spunem, dar ne vizitând până acum aceste firme în care efectiv să știm cum să gestionăm situația, cum să îndrumăm, deci cred că asta va fi principala temă de discuții cu ei. Interesant, bine de urmat, care cu siguranță o să-i schimbe și o să-i facă să gândească spre viitor.